În regulă, putem începe? Da. Bună ziua și bine v-am găsit la conferința noastră de presă săptămânală. Întrucât evenimentele se derulează cu repeziciune, în cadrul acestei conferințe de presă vom vorbi despre candidaturile comune la Primăria Bucureștiului și la primăriile de sectoare, precum și strategia referitor la candidații AUR la nivelul întregii țări. De asemenea, vom aborda criza provocată și în România și în tot restul mapamândului de coronavirus și vom vorbi despre criza guvernamentală care, iată, de 3 săptămâni continuă și nu se prevăd îmbunătățiri, din păcate, cu toate crizele pe care le avem în rest la conducerea României. Sunt George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, Partidul AUR, cel mai recent partid înscris în registrul partidelor politice. Voi susține această conferință de presă alături de colegul meu, copreședinte AUR, de asemenea, Claudiu Târziu. Și vom aborda și o temă generală, e vorba despre Green Deal, e vorba despre poziția Alianței pentru Unirea Românilor și poziția pe care o dorim să fie și a României referitor la acest pact pentru mediu, dezavantajos din punctul nostru de vedere pentru România. O să începem cu criza politică, după care intrăm și în candidații pentru București și strategia partidelor politice împotriva baronilor locali în toată România, coronavirus și Green Deal. Claudiu? Bună ziua, bine ne-am regăsit. Alianța pentru Unirea Românilor constată că președintele statului român, domnul Klaus Iohannis, împreună cu partidul domniei sale, PNL, își continuă planurile pentru declanșarea alegerilor anticipate, în mod forțat, nejustificat de niciun fel de context politic intern și într-un mod care ne afectează pe toți. Chiar dacă realizăm acest lucru sau nu. Prin desemnarea ca premier a domnului Florin Câțu, actualul ministru al finanțelor, domnul Iohannis ne arată că nu a renunțat la planul său de a declanșa alegerile anticipate. De ce spun asta? Pentru că domnul Câțu nu este persoana cea mai potrivită ca să întrunească voturile unei majorități parlamentare asupra unui cabinet nou. Dânsul este un profesionist remarcabil și care, spre deosebire de alți politicieni, încearcă să comunice mult mai bine și mult mai cu miez din domeniul de activitate al domniei sale. Însă, prin felul în care se manifestă, prin declarațiile pe care le face, stârnește multe animozități și antipatii chiar în rândurile partidului său, PNL. Cu atât mai mult în rândul celorlalte partide. Deci dacă domnul Iohannis ar fi vrut să aibă un guvern nou, ar fi trebuit probabil să aleagă o altă persoană care ar fi primit și voturile PSD și a celorlalte partide parlamentare. Avea la îndemână mai multe nume, ele au fost vehiculate de către presă, dar a preferat să riște cu domnul Florin Câțu, știind foarte bine că este foarte probabil să fie respinsă propunerea sa de către Parlament.
De asemenea, domnul Iohannis și-a schimbat un pic abordarea în urma deciziei Curții Constituționale, care l-a penalizat pentru că a declarat că vrea anticipate cu orice preț. Acum nu mai spune că vrea să fie respins un nou guvern, ci acționează pentru a ajunge în această situație ca orice cabinet va propune să fie respins. Atragem atenția încă o dată că acest joc politic ne menține într-un provizorat care va avea consecințe grave și din punct de vedere economic. Vedem foarte bine evoluția, sau mai precis, involuția leului, cât și în privința relațiilor și a încrederii de care ar trebui să ne bucurăm cu partenerii, din partea partenerilor străini. Cam atât despre această nouă nominalizare de premier. Vom vedea cum se derulează evenimentele în continuare. Și vom exprima o poziție la momentul potrivit. Președintele țării și partidele parlamentare sunt responsabile, având în vedere și criza legată de coronavirus, pentru învestirea cât mai rapidă a unui guvern cu deplină capacitate administrativă. Au frații noștri basarabeni o vorbă: să nu te joci cu țara în bunghi. Ori cam asta se întâmplă în momentul ăsta cu partidele noastre parlamentare. Din păcate, își calculează care-i data alegerilor, de parcă nu-i stipulat. Și e clar, Constituția nu te joci așa proastă cum a fost făcută de Ion Iliescu și de tovarășii lui. Dacă vrem o altă Constituție și noi pledăm, noi, Alianța pentru Unirea Românilor, pledăm pentru o altă Constituție și pentru dezbaterea reală a tuturor chestiunilor importante pentru națiunea română. Nu prea avem voie să dezbatem și să discutăm în spațiu public toate chestiunile. Acum 30 de minute, fostul premier, președintele PNL, a făcut un anunț privind candidatura, susținerea candidaturii comune a unui candidat la primăria Bucureștiului. Salutăm, nu putem doar să îi certăm, salutăm această decizie, decizia înțeleaptă. Noi avem o campanie în derulare care se cheamă Schimbă Primarul, prin care oferim platforma AUR pentru oameni din afara sistemului să candideze și să schimbe în toată țara acești baroni locali. Salutăm declarația președintelui PNL Ludovic Orban, ne dorim un candidat comun la primăria Bucureștiului, ne dorim candidați comuni la toate primăriile de sector, avem propuneri pentru două sau trei sectoare, credem că membrii AUR pe care îi propunem sunt cei mai indicați pentru a ocupa aceste funcții. Dorim să facem astfel de alianțe și să avem candidați comuni în toate localitățile țării pentru a scăpa de acești baroni locali. Fie că se cheamă Firea la București sau urmașii domnului Falcă sau urmașii domnului Hava sau domnul Flutur la Suceava. Ne dorim să avem candidaturi comune și în acest sens facem apel la partidele care în momentul ăsta teoretic sunt mai mari și sunt partide parlamentare să nu ne mai intimideze candidații care și-au anunțat deja o candidatură din partea AUR. Și avem cazuri concrete și la Scorțeni Prahova și la Lumina Constanța. La mine în Vrancea se pare că PNL-ul este în continuare mână în mână cu Oprișan și vrea să-l susțină pe domnul Oprișan. S-au purtat niște discuții foarte ciudate cu candidatul nostru asumat la primăria Pufești.
Dacă vii dintr-un partid mic, nu vei avea șansa unei finanțări. Parcă trebuia să ne debarasăm de astfel de practici. Așa că Alianța pentru Unirea Românilor dorește unificarea forțelor la nivel local, în comunități, împotriva baronilor locali care au fost nocivi pentru respectivele localități. Și suntem dispuși la dialog și suntem dispuși să susținem candidații care au cele mai bune șanse de a înfrânge această ciumă administrativă care stăpânește România de 30 de ani. În fiecare județ această ciumă poartă alt nume, dar noi știm despre cine este vorba. Generic le spunem baroni locali. Așteptăm discuțiile și concretizarea susținerii tuturor forțelor a unui candidat comun pentru Primăria Municipiului București și pentru cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Legat de gripa care astăzi cutreieră tot mapamondul, asta e o provocare pentru întreaga omenire. În cele din urmă o să treacă și facem un apel la calm și la responsabilitate. La factorii politici, la societate, ar trebui să nu ne dăm frâu imaginației și să răspândim tot felul de propagandă, de multe ori cu inspirație de la Kremlin. Trebuie să fim cât se poate de responsabili. E un apel pe care îl facem și la românii din țară și la românii din străinătate. Noi suntem un partid al diasporei, suntem un partid care reprezintă românii de peste hotare. Ascultați sfaturile și indicațiile autorităților din țările unde trăiți, fie că e vorba de Italia, Spania, Marea Britanie, să transmitem mai departe numai informații verificate. Facem un apel și la presă. Din păcate, calitatea presei în momentul ăsta lasă de dorit, prea multe știri senzaționale, prea multe clickbait-uri, prea multă panică provocată de televiziunile noastre. Haideți un pic să tratăm, să înțelegem că e un subiect delicat, să nu inducem panica în societate. O să treacă și această criză, e o criză serioasă, o criză pe care trebuie să o tratăm serios. Totodată, noi știm foarte bine care sunt realitățile. Avem prieteni, avem cunoscuți care lucrează la Spitalul Matei Balș. Știm că există mai multe cazuri confirmate de infecție cu coronavirus. E bine ca autoritățile să nu se erigeze într-un modelator al opiniei publice. E bine ca autoritățile să nu lase dubii și să nu lase loc de îndoieli. Trăim în București, știm și noi ce se întâmplă. Fiți sinceri cu populația și spuneți adevărul că e cea mai bună strategie de comunicare. Întotdeauna asta a fost cea mai bună strategie de comunicare. Altfel veți da naștere la tot felul de teorii ale conspirației și nu avem nevoie de acest lucru acum. Ce avem nevoie este un guvern plin, responsabil pentru faptele sale. Dacă nu puteți genera un asemenea lucru, mă tem că va trebui să găsim în altă parte astfel de alți politicieni și alți parlamentari. Noi asta facem, de asta am constituit Alianța pentru Unirea Românilor. Asta ne dorim de la țară, de la societate. Claudiu vrea să vorbească despre un subiect mai larg, un subiect care nu este tratat în spațiu public românesc și care ne afectează pe noi toți. Claudiu? Da, este vorba despre ceea ce se numește Green Deal, un pact european care urmărește să reducă emisiile de carbon până la nivelul la care ele pot fi absorbite în mod natural, în totalitate. Altfel spus, se urmărește trecerea de la producere de energie prin mijloacele clasice și considerate foarte poluante, cum ar fi termocentralele, la producerea de energie verde. Costurile estimate pentru implementarea acestui plan sunt de 400 de miliarde de euro
pe an la nivelul întregii Uniuni Europene. În dreptul României ar veni o cheltuială suplimentară la buget de 40 de miliarde de euro pe an, în condițiile în care noi deja am încheiat anul trecut cu un deficit de 10 miliarde de euro. Sigur, am putea primi o compensație de la Uniunea Europeană în valoare de 750 de milioane de euro pe an, adică mai nimic. Există costuri asumate și, cum să spun eu, concretizate în aceste cifre pe care le-am spus, dar există și costuri sociale, despre care iarăși se vorbește foarte puțin. România ar trebui să închidă minele de pe Valea Jiului și din Oltenia și să concedieze 15.000 de mineri. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Nimeni nu își pune problema încă. Știm că atunci când am mai închis o serie de mine la sfârșitul anilor 90, a fost un prăpăd, pentru că minerii n-au fost convertiți la alte meserii, nu și-au mai găsit niciun rost, mulți dintre ei s-au întors în locurile de baștină și au încercat să reia o viață agrară, pentru care nu mai erau pregătiți. Mulți dintre ei au îngroșat rândurile emigrației românești, determinate de motive economice. Ce se va întâmpla cu acești 15.000 de mineri care vor fi concediați în următorii ani, dacă planul se duce la îndeplinire? Nu ne spune nimeni. De unde va scoate România 40 de miliarde de euro pe an? Nu ne spune nimeni. Care este planul României pentru respectarea acestui Green Deal? Iarăși, nu ne spune nimeni. Guvernul nu are timp să se preocupe de astfel de probleme, pentru că guvernul este, de fapt, unul de provizorat, așa cum am spus și mai devreme. Guvernul este preocupat să declanșeze alegeri anticipate, nu să rezolve problemele concrete și dureroase ale țării. Aș vrea să atrag atenția că acest Green Deal nu este doar o problemă de ordin economic și social, ci este și una ideologică. Foarte pe scurt fiind spus, Green Deal e un fel de nouă dogmă din arsenalul ecomarxist, care înseamnă, de fapt, o idee considerată salvatoare, fără ca ea să fie susținută de vreo experiență anterioară. Ni se dă această nouă religie și ni se spune că nu există niciun motiv să ne abatem de la ea, că nu se acceptă niciun argument contra ei și că toată lumea trebuie să se supună. Alianța pentru Uniunea Românilor solicită conducerea României de la șeful de stat și premier până la toți parlamentarii să ia în serios acest pact de tranziție de la energia produsă în sistem clasic la energia verde, să alcătuiască un plan de acțiune și să poarte negocieri serioase cu Comisia Europeană, astfel încât România să nu fie băgată într-o nouă criză economică și socială, pentru un moft ideologic. România poate fi, în acest caz, unul dintre cele mai afectate state, iar noi nu putem asista indiferenți la asta. Vă mulțumim tuturor celor care se uită în acest moment. Mizăm foarte mult și mulțumim colegilor de la Privesc EU care transmit.
Și pe Facebook se uită peste 700 de persoane în direct. Acum înțelegem că partidele parlamentare au un fel de monopol pe bugetele media și hrănesc o parte din mass media cu cele 100 de milioane pe care le primesc de la bugetul de stat și din bugetul nostru al tuturor. Înțelegem că în campaniile electorale și tot dezmățul și tot ce se face pe stradă e tot din bugetul nostru. Însă apreciem mult jurnaliștii independenți și oamenii care sprijină fiind activi pe rețelele de socializare. Mulțumim simpatizanților Alianței pentru Unirea Românilor. Dacă sunt întrebări, vă rog. Ați pomenit de o serie de sectoare din București unde ați putea avea candidați. Ne puteți zice măcar sectoarele, poate din motive de strategie nu ne puteți spune numele concret? Ba, putem spune cu nume și prenume. Așteptăm negocierile cu partidele care sunt o forță demnă pentru noi de a dialoga. Avem candidați pentru sectorul 1, avem un candidat foarte bun pentru sectorul 4, singurul care se poate lupta cu mafia domnului Băluță de la sectorul 4. Din păcate nu este dorit pentru că sunt interese majore în rândul partidelor politice ca să rămână domnul Băluță și să rămână un consiliu favorabil acolo. Dar noi vom merge până în pânzele albe cu acest candidat, care e cea mai bună soluție pentru sectorul 4. Avem un candidat foarte bun pentru sectorul 5. Nu e vorba doar de sectoarele Bucureștiului sau doar de București. Noi trebuie să ne luptăm cu mafia baronilor locali peste tot în țară. Și sunt bucuros că sunt prezenți aici niște colegi din Mangalia. Până acum, târgul în județul Constanța s-a făcut de la domnul Mazăre încoace, PSD-ul bate palma cu PNL-ul și unii au Constanța, alții au Mangalia și alte localități. Într-o înțelegere perfectă, pun candidați care nu sunt incomozi pentru ei, pentru adversarii politici. Așa fac și la parlamentare, de altfel, pe colegii, pe circumscripții. Asta este mafia politică. Ca să îl credem pe domnul Ludovic Orban, să credem bunele sale intenții, este nevoie să vedem același lucru și în susținerea unor candidați, de exemplu, în Alba Iulia, în Arad, în Mangalia, ca să vedem într-adevăr că vrem să ne debarasăm de vechile obiceiuri și de practica asta cu baroni locali și cu mafii politice transpartinice. Nu contează, important e șantierul naval de la Mangalia să rămână așa cum este, important e să fie dezmățul care este în Jupiter, Olimp și în stațiunile care țin de Mangalia. Nu se vedea practic nimic. Doar cu Nicușor Dan sau cu alt candidat la primăria Bucureștiului nu o să se facă primăvară. Se mai calmează oamenii cum au încercat să fie calmați după colectiv. E important să facem schimbarea asta până la capăt în toate localitățile țării și de aceea Alianța pentru Unirea Românilor astăzi se arată dispusă să facă front comun, să facă coaliții locale în toate județele unde avem filiale puternice. Mulțumesc mult și mulțumesc celor care ne-au privit și care distribuie materialele noastre. Așteptăm în continuare candidați din afara sistemului în cadrul campaniei Schimbă Primarul și săptămâna viitoare la conferința de presă de joi sperăm să venim cu vești bune la voi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Înainte.